Alin și Rareș, de 4 și respectiv 2 ani și jumătate, sunt cei doi copii ai familiei Solomon. Alin are o personalitate puternică, care domină viețile celor din jurul său, iar mama nu mai știe ce să facă cu el. Te rog. Ce faci, mă scui? Nu ți-i rușine! Măi, Alin! Nu-ți mai cumpăr absolut nimic, să vezi tu. Am putea spune că la vârsta lui este normal ca Alin să aibă atâta energie, dar când mai intervine și plictiseala, e vai și amar. Stai că ți-arăt eu ție. Te-a lovit, mamă. Mă, stai că-l iau eu de urechi. No, pentru asta nu mai vezi niciun televizor, să știi. Niciun desen. Să-ți fie rușine de ce ai dat în el? De ce? De ce ai dat? De ce ai dat în el? Spune! O simplă ieșire la joacă în parc cu Alin se poate transforma oricând într-o criză de nervi, iar mama încearcă zadarnic să-l liniștească pe băiat. Hai, haide! Hai tu, mama, nu mă mai supăra! Uite, se râde Rareș de tine, hai, termină! În locurile publice, comportamentul lui Alin este un adevărat dezastru. Ferească sfântul să nu faci ca el, că altfel urletele și înjurăturile nu mai contenesc. Acolo te lasă. Nu lasă că nu-ți cumpăr absolut nimic. Termină că se uită toată lumea la noi. Mama, nu vreau, nu vreau. Nu vreau. Acestea sunt motivele pentru care părinții s-au hotărât să apeleze la Supernanny. Raluca Iuga va încerca timp de 10 zile să-l cumințească pe băiat. Băieții vorbesc frumos între ei și cu toți cei din jurul lor. Cuvintele urâte, țipetele și loviturile se pedepsesc cu 3 minute pentru Rareș și 5 minute pentru Alin, de stat singur pe scaunul roșu. L-am împins, nu te uiți la el, Rareș l-am împins pe Alin, îl iei pe Rareș, îl pui aici pe scaunel. Uite, pedeapsa. Și îi spui pentru ce e pedepsit. Pentru că l-a împins pe Rareș. Pe Alin. Ai sărit la bătaie, ești pedepsit, să știi. 3 minute aici stăm. După care trebuie să-și ceară iertare de la Alin. După care trebuie să-și ceară iertare de la Alin. Rareș, poți să ții până mâine. L-ai lovit pe Alin. Îl pui la loc, îl pui la loc, mama. Îl pui la loc. Este exact ce ți-am spus. În momentul în care țipă, consideră că sunt foarte puternic și încearcă să te și impresioneze. Familia Solomon locuiește într-un apartament cu două camere din orașul Sibiu. Tatăl, Cornel, are 36 de ani și este șofer. Fiind mai mult plecat de acasă, el nu se confruntă atât de des cu problemele cauzate de Alin. Alina lucrează la primăria municipiului Sibiu. Mama băieților încearcă în fiecare zi să le schimbe comportamentul, însă până acum, fără rezultate. Pe Alin îl cunoașteți deja. Vă mai spunem doar că este încăpățânat, irascibil și înjură mult. Toate acestea îl transformă cu adevărat într-un copil problemă. Fratele lui, Rareș, mai face și el năzbâtii, dar e mai înțelegător. Părinții lui riscă însă, pe zi ce trece, ca acesta să imite tot mai mult comportamentul lui Alin. Alin e foarte obraznic, vorbește urât, mă face cum îi vine la gură și numai pe mine. În general, pe toată lumea, pe stradă nu se comportă civilizat, fuge de lângă mine. Când îl strig, nu mă ascultă. Ce iau și înguce, ce o stai cături. Nu știu cum vorbește, măi, tata. Azi îl facem în celălalt. Tu glumești și râzi, dar nu-i de râs. Un copil nu trebuie să se comporte și să vorbească așa. Asta e clar. O să vezi ce stai eu, cu sânge.
Raluca Iuga are 32 de ani. A terminat în 2000 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației la Universitatea din București. Experiența și rezultatele excelente de până acum o recomandă de la sine. Ea consideră că un copil, oricât de încăpățânat ar fi, poate fi educat atunci când știi să găsești metodele potrivite. Acum ea speră să facă din Alin și Rareș niște băieți mai cuminți. Bună ziua! Raluca Iuga sunt. Alina. Îmi pare bine să te cunosc, Alina. Eu sunt Raluca, tu cine ești? Facem cunoștință? Ia e mingea. Tu cine ești? Rareș. Îmi pare bine să te cunosc, Rareș. Și câți ani ai tu, Rareș? Doi. Doi, bravo! Bună ziua! Să rămână, Cornel, îmi pare bine. Pare bine, Cornel. Eu am tot! Alinuș, hai mama să cunoști-o, tante, frumoasă. Ia spune la tante Raluca. Ești somnoros, mărâit sau care-i problema? Eu sunt Raluca. Tu cine ești? Așa să-ți spun? El e Alin, da? Să stăm puțin de vorbă. Să îmi povestiți așa pe scurt care sunt motivele pentru care considerați că aveți nevoie de ajutorul meu. E foarte obraznic copilul și nervos. Despre cine vorbești? Despre Alin cel mare. El e problema. Îl bate pe cel mic, nu știe să se joace, îl tot lovește. Mai mult îl lovește, îl trântește, îi pune pătura în cap, nu mai are aer copilul, îl trage de tricou, îl sugrumă. Și Rareș cum se poartă cu Alin? Micuțul îl provoacă, se duce de multe ori, asta ar juca, se duce peste el și el, Alin stă liniștit, are emisiunile lui preferate, la desen, la alea și gata, îl lovește Alin. Ce altceva ai mai dori să mai modifici în relația ta cu ei? Seara, la somn, iară. Dormi singuri? Nu, cu mine. Dar ați vrea să-i învățați să doarmă singuri, ei amândoi? Normal, dar nu-s cuminți, nu. Bun, prin urmare, acestea sunt problemele. Începând de astăzi, timp de 3 zile, le voi vedea și cum se derulează ele, cum se desfășoară de-a lungul zilelor voastre obișnuite. Bine. Dar să începem cu începutul. Pentru Alin, masa nu este decât un nou prilej de a spune nu vreau. Dar asta nu oricum, ci printre țipete și gesturi obscene. Gata, haideți la masă. Nu vreau la masă, mama. Cum să nu vrei? Nu vreau. Care? Pe la masă, mama. Gata, Alin, te rog frumos, lasă-l. Lasă-l, Alin. Acum mâncăm, dă mâncare. Dă mâncare, că vă bate mama, că aveam doi. Hai. Ia-ți căunelul și mergem să scăpăm. Nici o gumă, păi cum gumă? La ora mesei gumă. Hai mă, du-te, ia-ți căunul și du-te din la mâncare. Dar nu mai comentăm, ia-ți căunelul. Hai mă! Dar nu strigă. Hai! Dar voi doi când mâncați? După ce... Eu am mâncat înainte, că mă trebuie să plec, de-aia am mâncat înainte. Ce ai săpurăm pe ei? După ei, după ce mâncați, vă ocupați de voi. Mă, poși, mă! Cum nu vrei? Dacă nu vrei acolo, stai o jumătate de oră până mănânci. E pedepsit să mănânce? Da, da. A. Nu vrei să mănânci? Nu! N-o să rămâi flămând atunci. Mănânci de seară, când ceri. Așa, Rareș. Bravo, mama. Uite, uite, e mai cuminte și te întrece. Stai să punem bărbița, mami. Iubita lui mama, că el e cuminte. Uite ce cuminte e, Rareș, vezi tu? Și tu ești rău ca focul. Te rog. Ce faci, mă scuip? Nu ți-i rușine? Măi, Alin. Nu-ți mai cumpăr absolut nimic, să vezi tu. La Rareș îi cumpără mama gumiță, ție nimic. Iubita lui mama. La e rău, mami, da. De ce e rău, Alin? Că nu ascultă de mami și nu vrea să ascultă. Ascultă, da. Ascultă. Ah, vai. Bravo, mama. După ce bei apă? E suc, nu e apă. E așa zice că e apă. Ce-mi bea apă? Că nu-mi bea. În loc de apă, bea suc. Cum de-ați început să le dați suc în loc de apă? Uite, așa. Ați avut în casă sau au început să bea? După revoluție, la noi nu se mai bea apă potabilă. Uite ca gătar are și uite-te, Alin. Uite, bea toată ciorbica. O nouă provocare, somnul de după amiază. Ați ghicit, departe de Alin, gândul de a pune capul pe pernă. Să fie oare din vina stomacului gol? Poftim, gata. Hai, îmi pac. Îmi pac, mami. Îmi pac la culcuș. Să faci un pișii și tu? Mama,
Vrei să mănânc? Dar ce ai făcut cu mine? Cum rămâne? Nu mai mănânc, ți-am spus că ești pedepsit. Trecem pe la culcare. Trec, la Buli. Buli, Buli, nu știu ce-ți fac. Buli, Buli. Nu știu ce-ți fac, trecem pe la culcare. Am zis că ne culcăm în pat. Așa mă. Nu mai mănânci nimic, așa am zis. Așa am stabilit. N-ai vrut să mănânci când m-am rugat de tine, ce ai făcut? Spune ce ai făcut cu mine. E frumos ce ai făcut. Și am zis că te las flămând, gata. Așa am stabilit, du-te la culcare. Papa, nu mă îngrijești pe mine. Ce faci, Rareș? Ce nu vreau să mă culc. Dacă vorbești cu mine, îți dau să mănânc. Hai, roagă-mă frumos și cere-ți iertare. Cum așa? Dar mai faci altă dată așa? Spune. Nu, hai, stai jos și ți-aduce mama castronelul, da? Nu stai cu mintea aici. Care va să zic că există ceva ce te impresionează la el. Totuși nu vrea să-l culc flămând. Măcar un pic de ciorbică să mănânce. Lucrurile sunt clare pentru Alin. Timpul pentru masă este nelimitat, lacrimile lui impresionează, iar refuzul inițial al mâncării îi asigură atenția în exclusivitate a mamei. Nu-i de mirare că băiatul stârnește în jurul lui toată această agitație. Joaca între cei doi frați nu este altceva decât tot un fel de violență, iar Rareș, cu toate că este mai cu minte, nu are un exemplu bun lângă el. Stai că-ți arăt eu ție. Te-a lovit, mamă. Stai că-l iau eu de urechi. Nu, pentru asta nu mai vezi niciun televizor, să știi. Niciun desen. Să-ți fie rușine de ce ai dat în el? De ce? De ce ai dat? De ce ai dat în el? Spune! Iară te duci la el. De ce te duci la el? Spune! De ce îl tot bați? Spune! Nu te râde cu mine! Să știi că eu nu râd cu tine! Te uiți la mine și îmi spui de ce dai în el! Nu ți-i rușine? Să-ți dau o palmă acum! Spune! Lasă-l rare și tu! Uite că nici ăsta nu stă cu minte, îl tot provoacă! În cea de-a doua zi de observație, mama speră să aibă parte de un pic de liniște în parc. Însă aerul curat îi dă protagonistului nostru energia pentru un nou atentat la nervii mamei. Păi da, mamă, trebuie să mă duc eu toate jucăriile după mine sau cum? Du înapoi, hai, repede. Hai, ascultă ce zice mama, dă-o aici să o arunc eu acolo, hai, repede. Dă-o încoace, hai. Hai, dă-o aici. Dă-mi-o. Dă-i drum de acolo. Hai, hai să mergem la copii să ne jucăm la toboganul. Și pentru că ți-a spus tâmpită, nu se întâmplă nimic? E la ordinea zilei. Așa e o mamă, ce să facem? Hai, haide. Hai tu, mama, nu mă mai supăra. Uite, se râde Rareș de tine, hai, termină. Și de ce ar trebui să râde Rareș de el? Să-i fie rușine de ce face, de aia. Și crezi că dacă cineva râde de el, e rușine? Poate e rușine, poate se simte și el, dar nu, că n-are, hai. N-are simțul ăsta. Aruncă aia, aruncă aia, peste picioare te bat. Am observat că le ameninți foarte des, că îți dau o palmă peste gură, că te bat cu nuielușa peste picioare. Păi cum să-l fac să plice apa altă? Dar-s doar amenințări astea, nu? Păi doar, numai cu vorbe, că de dar nu dau. Poate mâncarea îi va mai lua gândul băiatului de la atâtea țipete și îl va mai liniști. Însă, pentru Alin, masa nu este decât o altă șansă de a refuza în felul său caracteristic. Hai că ți-a pus mama cereale, hai! Hai, nu mai fi nervos, hai! Hai, lasă-ne figurile astea, hai! Nu închide ușa! Alin! Alin, dai drumul la ușă! Dai drumul la ușă, te rog frumos că te pălesc acum! Gata! Vrei televizor? Poftim, uite, ți-am pus cereale. Să pap. Nu ți-i foame? Eu cred că ți-i cam foame după pap și... Hai, nu mai fi, fă figuri din astea. Hai să ne înțelegem, hai să vorbim un pic, hai.
Hai, mă, Alin, mă. Auzi, dacă nu vrea să mănânce, dă-i drumul la televizor. Și lasă-l în pace. Unde-i, mă, telecomanda? Unde-i pus telecomanda? Așa zici tu. Unde sau la filmul ăla cu război sau la desene? Spune unde las. Acum al și roci cu desenele. Păi ce să-i fac, dacă nu vrea să mănânce? Ce-o mă, tu e sălbatic! Ora de somn se apropie. Ce credeți, că e atât de ușor? După cum ne-am obișnuit, mama încearcă să-i calmeze pe băieți, dar ei sunt încă plini de energie. Hai să ne punem după la culcare. Hai, mama, hai. Ia-o în brațe. Hai, te rog. Hai, hai în pat. Hai. Iar ne certăm și la culcare, hai. După ce nu-l mai rogi, ce se întâmplă? Păi îl iau pe sus și gata, și-l pun în pat. Și am terminat discuția, păi nu stăm să ne tot rugăm atâta. Acum mama gul. Așa, mama se culcă cu Alin. Așa, Alin? Fă la mami loc, dă-te la locul tău, hai. Eu mă culc la mine acasă. Care ești? Hai cu mami, hai. Hai să spune, mama. Îți spune mama o poveste. Spune mama o poveste. Hai să povestim un pic. Hai repede. Rareș, mă supăr pe tine și te bat acum. Păi ce e asta? Eu vreau să povestesc cu tine. Tu vrei? Uite, iar de joacă la ora 11. Și cum vreau, vii aici ca să povestesc. Vino pic aici. Gata, acum și du-o la fundule. Păi ce e asta? Da. Pune capul jos. Nu mai comentăm. Păi ce? Mă joc? Hai, Ali. Cum nu vrei? Ia să vadă, mămăie. Voi, pune capul jos repede că vine Pau. Auzi acolo la geam. Îți aduce mama pisicuța? Faci nani cu pisul? Îi faci nani la pisul? Stai, când duc eu. Sau la măgăruș? Mama, o aduc eu. Dar stai, tu stai jos, te rog frumos. Hai, Rareș, repede, hai. Hai. Ai găsit-o? Pune-o lângă tine și lângă mama. Da. No, gata, ne culcăm acum. Stinge mama pe cu și ne culcăm. Hai, noapte bună. Noapte bună. Hai, gata. Un copil este liniștit, calm și bine dispus atunci când părinții reușesc să găsească un echilibru între autoritate și toleranță. Cu Alin, lucrurile nu stau însă deloc așa. Nu este sancționat atunci când încalcă reguli de comportament și nici răsplătit atunci când face fapte bune. Și după atâtea năzbâtii, în a treia zi de observație, parcă a mai revenit pofta de mâncare. Cu toate că manierele nu sunt încă stăpânite de cei doi frați, ei decid că cei prea mult strică. Vine mama cu mâncarea. Du trotineta la locul ei pe balcon până păpăm. Și pe urmă o iei. Hai! Și-a dus căunelul la masă dacă vrei să papi. Hai, pune mânuța și papă. Că nu-ți dă mama, să știi, să te înveți să papi și singur. Hai, stai jos. Cuchița. Așa, cum îți place ție, da? Sigur. Hai, stai frumos. Nu băga mânuța acolo. Ce ți-a spus mama, că nu băgăm mâna în mâncare? Ce ți-a spus mami? Ia, măi, mâna din farfurie, măi. Îți dau peste mânuță când mai pui mâna aici. Hai, Alin, ia. Ia pâinică. Așa, mamă. Păi rupeți, măi, Alin, rupeți câte puțin. Așa, câte o bucățică. Bagă și pâinică în gură, dă scaunul mai aproape de masă. Lasă aici că-ți dă mămica, că tu nu poți. Dai pe jos. Nu las deloc. Dar de ce nu-l lași să mănânce și el singur? Păi e cam micuț ca să mănânce singur. Îmi mânjește pe aici. Mami, nu mai vreau. De ce nu mai vrei? Nu știu. Nu, hai că-ți dau și ție, tot eu. Puturosule, să-ți fie rușine. Rareș, unde pleci? Rareș, vino aici. Și tu unde te duci? Alin, tu de ce nu stai la masă, Alin? Am terminat? Nu mai pap? Nu, bine. Hai că e bine, destul. După o dimineață plină de fapte bune din partea lui Alin, atenția mamei se îndreaptă spre Rareș, care nu mănâncă singur. E normal ca fratele mai mare să imite comportamentul. Doar amândoi concurează la inima mamei.
Iar acum, Încercarea Supremă, episodul La magazin. Trebuie să recunoaștem că nu este ușor. Soluțiile sunt greu de găsit, iar imaginile spun totul. Mă, tu e sălbatic! Uite, se uită toată lumea la noi, treci! Nu, pentru că ești rău. Nu capeți nimic dacă ești rău. Gata, merge. Hai să luăm coșuleț. Hai. Uite și coșuleț mic. Ia un coșuleț mic, mamă. Ia și mic. Pe două, nu pot să. Hai aici sus, urareș. Hai, hai sus aici. Na, dă-te mai încolo, Alin. Acolo te lasă. Da. Acolo să rămâi să te iau o țigară în sac cu ei. Da! Să-mi pită ce e! Nu lasă că nu-ți cumpăr absolut nimic. Pentru că ai făcut ce ai făcut cu mine. Scandal. Gata. Mami! Mami, am făcut pasta! Nu meriți, că ești rău. Nu, dar nu vreau! Păi, dar nu meriți, mama, nu meriți. Dă-i drumul. Dai în mine? Nu pune mâna acolo, lasă-l acolo. Nu mai da, mai copilă. Ce-i asta? Iau de unde? Dar știi să vorbești și frumos cu mine? Cum ai zis către mine? Tâmpită? Cum ai zis? Dar mami, plânge acum. De ce m-ai făcut tâmpită? Ia spune. Pentru că nu mai lua. Uite, Rareș, ce cuminte e. Tu vezi? Nu zice nimic, Rareș. Hai, pune-l în coș, pune-l în coș. Dar să nu-ți mai augură, să nu mă mai faci niciodată tâmpită. Tu ai înțeles să mai ridici mâna la mama, hai. Niciodată înseamnă chiar niciodată? Până data viitoare, cred. Sigur. Deși ești convinsă de lucrul ăsta, ai convinsă, făcut ce ai făcut, da. Ai dat voie să-și o jucărie. Ce să-i fac? Să-l bat, să-l omor, ce să-i fac? A venit momentul în care Super Neni încearcă să aducă liniștea în familia Solomon. Dar, înainte de a impune noile reguli, Raluca le spune părinților ce a observat în primele 3 zile. În primul rând, ce am observat? În urma experiențelor pe care voi le-ați acumulat, ați ajuns la concluzia că fiecare copil are un rol bine definit. Rareș este cel bun, cel cumințel, și Alin este cel rău ca focul. Și tot ceea ce voi faceți, le faceți prin prisma acestor etichete. Și au existat momente în care Alin a făcut lucruri bune, nici măcar nu l-ai băgat în seamă, l-ai trecut cu vederea. I-am dat atenție numai la Rareș, da. Da. Și acesta este iarăși un lucru pe care îl faci atunci când comunici cu Alin. Cobor la nivelul lui atunci când vorbești, îl privești în ochi, te asiguri că te vede, asta este un lucru extraordinar și te felicit pentru el, dar atunci când vorbești cu el, nu faci altceva decât să-l cerți, să țipi la el și să-i spui că este rău. Conflictul nu se rezolvă în felul acesta pentru că nu iei nicio măsură după această conversație. Exact. Iarăși da, un lucru pe care l-am remarcat. Aveți tendința aceasta de a vă lamenta așa. Astea-s lucrurile, ăștia-s copiii, n-avem ce să facem. Schimbarea trebuie să înceapă de la voi. Nu pe ei neapărat trebuie să-i schimbați, ci trebuie să schimbați în primul rând atitudinea voastră față de ei. Ceea ce spun ei și ceea ce fac ei este de fapt oglinda a ceea ce faceți voi și a felului în care voi vă purtați în relație cu ei. Acum să vorbim puțin despre obiceiul acesta al lor de a bea suc și nu apă. Probabil că nu mai e nevoie să vă spun că este un obicei alimentar foarte nesănătos. Faceți o mare greșeală pentru că ei practic confundă apa cu sucul. Deci noi de la Revoluție nu mai bem apă.
Și ți se pare că e în regulă lucrul ăsta? La rare și-a mai făcut câte un ceai, câte un încercăm. Dar Alin nu vrea să pună gura. Trebuie să vă gândiți la sănătatea lor, dacă nu vă gândiți la sănătatea voastră. Vreau să-mi spuneți de ce nu mâncați împreună cu ei la masă. Așa ne-am învățat. Așa v-ați obișnuit. Da. E vorba tot de obișnuință. Da. Pe care o să o schimbăm începând de mâine. Pentru că atâta vreme cât tu, Alina, te concentrezi să-i hrănești pe ei, e normal ca reacția lor să fie de opoziție. Au 2 ani și jumătate și 4 ani. Exact perioada în care copiii se afirmă opunându-se părinților. Prima dată vreau să văd pe ei mâncați și pe urmă mănânc și eu. Și ei ce învață din asta? Că e datoria mamei, e obligația ei să îi hrănească și că nu te lași până nu îți vezi acest scop atins. Și atunci cum să procedez? Cum? O să vedeți de mâine. O să înceapă nebunia, mai bine zis, sau cum? O să începem să punem ordine în haos începând de mâine și pentru asta e nevoie de amândoi. Pe cât putem. Părinții au înțeles că în funcție de atitudinea lor se modifică și comportamentul celor doi băieți și că atenția pe care le-o acordă trebuie să fie diferită în funcție de moment, de vârsta, de temperamentul și de nevoile fiecăruia. Super Nanny se pregătește să intre în acțiune. Urmează ca ea să comunice familiei noile reguli. Pentru a fi înțeleasă și pentru a avea rezultatele dorite, Raluca se asigură mai întâi că cei doi băieți o înțeleg și sunt atenți la ea. Însă nu se întâmplă chiar așa. O să citesc regulile pentru Alin și pentru Rarș. Eu am un tractor! Da, 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 o să ai un tractor, o să vezi! Dacă stai cu mintea așezată aici, asculți ce povestesc. Îl iei, te rog, Cornelii, bagi în camera aceea și închidem ușa. Dacă vrea să vină să asiste la ce se întâmplă, își cere iertare pentru ce a făcut, pentru faptul că nu ne-a lăsat să stăm de vorbă. Îl iei de mână, Cornel. Îl iei de mână, Cornel. Îi explicăm despre ce-i vorba. Bun, dacă nu vrei să vii, atunci rămâi aici. Hai, Rareș, hai să mergem să vezi cu ce prieteni am venit. Hai! Acum, care condițiile necesare, Super Nanny le va spune pe rând, atât părinților cât și lui Rareș, noile reguli ce urmează a fi respectate. Am să citesc regulile pentru Alin și pentru Rareș. Alin nu este aici de față, prin urmare nu o să fie pus în temă cu ce îi se întâmplă. Așa că, în momentul în care o să începem să acționăm, o să-i dați întotdeauna un prim avertisment și o să-i spuneți ce îi se întâmplă dacă, pentru că nu-l putem lua pe neașteptate total. Prima regulă. Atunci când vor ceva, băieții spun te rog. După ce primesc, spun mulțumesc. Dacă nu folosesc aceste cuvinte, nu vor primi ceea ce vor. Cea de-a doua regulă. Băieții vorbesc frumos între ei și cu toți cei din jurul lor. Nu se lovesc între ei și nu lovesc pe nimeni altcineva. Cuvintele urâte, țipetele și loviturile se pedepsesc cu 3 minute pentru Rareș și 5 minute pentru Alin, de stat singur pe scaunul roșu. Cea de-a treia regulă. Băieții respectă hotărârile părinților. Cine nu le respectă, nu va avea dreptul să facă un lucru pe care îl dorește în ziua respectivă. Alin și Rareș mănâncă împreună cu mama și cu tata, fără ca cineva să-i mai hrănească ca pe bebeluși. Masa va fi așezată de către toți membrii familiei și se va strânge după 20 de minute. Cine nu mănâncă în acest timp va rămâne nemâncat până la masa viitoare. În parc, Alin se comportă civilizat. Nu vorbește urât, nu pleacă din locul de joacă fără voia mamei, nu lovește. Dacă se comportă urât, 5 minute va sta pe bancă lângă mama, iar dacă va continua, vor pleca acasă, unde va fi pedepsit cu 5 minute de stat pe scaunul roșu, fără desene animate în acea zi și fără o altă dorință îndeplinită. Și se vor găsi multe lucruri pe care le va vrea el în ziua respectivă. Când le este sete, copiii beau apă. Băieții dorm în camera lor, împreună cu noi prieteni, pentru că le-am adus niște prieteni, după ce se joacă puțin cu mama și după ce ascultă o poveste. Chiar dacă ești obosit. Urmează regulile pentru părinți. Și pe noi ne pedepsești. Prima regulă pentru părinți. Stabiliți limite clare de comportament pentru fiecare situație. Comunicați-le simplu și concis copiilor. În cazul neascultării, dați un singur avertisment, după care acționați. La vârsta lor, Rareș și Alin învață mai mult din experiență decât din vorbe.
Așa că merită să investiți răbdare și energie în acțiuni, chiar dacă unele durează. Timpul pierdut acum înseamnă timp câștigat mai târziu. Acestea au fost regulile pentru părinți. Aproape toată lumea a aflat regulile noi, dar având în vedere că Rareș este atât de micuț, super nenii le mai explică o dată pe ale lui. Atent. Atunci când Rareș o ascultă pe mama și l-ascultă și pe tata, mama o să-ți ia de aici un tractor sau o mașinuță sau un camion sau ce vrei tu și o să-ți lipească într-o parcare. Și Rareș, atunci când Rareș nu ascultă pe mama și pe tata, n-ai să mai primești tractoraș, ci ai să primești, uite, o față din asta roșie, tristă și urâtă. Care va fi lipită aici. Și chiar dacă Alin nu este prezent, Super Nanny explică părinților sistemul de recompense pe care îl va aplica în cazul băiatului mai mare. Bineînțeles că am și pentru Alin. Știu că lui plac foarte mult animalele și pentru el am animăluțe. Și nu o să lipesc acum animalele pentru el, pentru că în momentul în care el a spus nu vreau să vin acolo, și-a asumat o responsabilitate. O să-l lăsăm, o să vină, o să vadă că e Rareș acolo, o să vadă... Exact. Și o să-și ceară iertare pentru ce a făcut. Exact. Asta este strategia. Indiferent cât durează, indiferent ce spune. Da? Nu îi le oferim pe tavă, pentru că dacă îi le așezăm acolo, eu ce o să înțeleagă din asta? Eu n-am avut chef să vin, voi ați stat acolo, ați vorbit, eu am făcut ce am vrut, dar uite că m-am ales cu ce s-a ales și Rareș care a ascultat. Și din acest moment începem să aplicăm și regulile pentru băieți și regulile voastre, reamintindu-vă că înainte să acționăm, atunci când relaționăm cu Alin, îi dăm un avertisment și îl punem în temă. Da? Da. O primă greșeală, o primă sancțiune. Însă și faptele bune trebuie recompensate, așa că Super Nanny știe exact ce are de făcut. Ce ai făcut Alin aici? Nu îl întrebi ce a făcut. Dacă îl întrebi acum ce a făcut, înseamnă că el o să-ți răspundă și asta înseamnă că o să vorbești cu el. No, nu-l lași să te ia în brațe, pentru mă că lași, mă lași. Deocamdată nu v-ați împăcat, n-ați stabilit despre ce e vorba. Cobor la nivelul lui, îi explici ce am discutat. După care îl lași să vezi cum reacționează. Alin, uite-te la mama, ce zic. Pentru tot circul care l-ai făcut, eu m-am supărat pe tine și nici nu mai vorbesc cu tine. Până nu vii la mine și îți ceri iertare. Rămâne să hotărască dacă vrei să-l bagi în seamă sau nu vrea să-l bagi în seamă. Și avem un prieten pentru Rareș. Rareș? Rareș? Ia uite! Ce nume-i pui? Rareș. Rareș îl cheamă? Rareș. Rareș. Ei, mami, de azi ai doi Rareși în casă. Da. Rând pe rând, Super Nanny încearcă să înlăture obiceiurile nesănătoase din casa familiei Solomon. Și dacă metoda este potrivită, totul merge ca la carte. Încă ceva, am stabilit că nu se bea sucă. Ei, deci nu mai iei sticla de suc pur și simplu, o duci la bucătărie. În casa asta nu se mai bea suc. Gata. Dacă vrei apă, mă rogi frumos și spun apă. Gata, nu mai stai. I-ai spus, a înțeles cu siguranță despre ce e vorba, duci sticla de suc undeva unde să nu ajungă ei la ea. Și ca să faceți trecerea asta doar de la suc la apă, eu v-am adus un dispozitiv special. Ăsta este dispozitivul. Aici e apă plată, puteți să-l umpleți, iar aici sunt cei din Power Rangers, îi vezi? Da, da. Au venit la voi și vă învață să fiți puternici așa ca ei. Ei beau numai apă din asta. Hai să-l ducem la ei în cameră, da? Și e simplu, se desface dopul ăsta, pun aici cana sau paharul, da? Așa se desface. Simplu. Nu, pui aici doar dacă pui cănuța să bei, doar dacă ți-e sete. Bună! E bună! Vezi, îi place și apa. De ce era foarte mare tentația sucului? Pentru că era peste tot prin casă și pentru că vă vedea pe voi și pentru că ei credeau că de fapt beau apă. Problemele sunt departe de a fi rezolvate și fiecare greșeală se plătește, dar pedeapsa este întotdeauna urmată de niște explicații. L-am împins, nu te uiți la el, Rareș l-am împins pe Alin, îl iei pe Rareș
îl pui aici pe scaunel. Uite, pedeapsa. Și îi spui pentru ce e pedepsit. Pentru că l-a împins pe Rareș. Ai sărit la bătaie, ești pedepsit, să știi. 3 minute aici stăm. După care trebuie să-și ceară iertare de la Alin. După care trebuie să-și cer iertare de la Alin. Rareș, poți să ții până mâine. L-ai lovit pe Alin. L-ai lovit pe Alin. Îl pui la loc, îl pui la loc, mama. Îl pui la loc. Este exact ce ți-am spus. În momentul în care țipă, consideră că sunt foarte puternic și încearcă să te și impresioneze. Alin, nu stai aici. Vino să-ți explic. Stai acolo. Ți-ai dat seama de ce l-a pedepsit mama pe Rareș? Pentru că erau și mă bate. Ți se pare drept sau nedrept ce face acum mama? E bine sau nu e bine? Nu e bine. Adică atunci când un copil face o faptă rea, părinții trebuie să-l pedepsească, nu? Da? Ești de acord cu asta? Ia să-mi spui tu mie. Atunci când tu n-ai ascultat-o pe mama și te-ai dus în camera cealaltă și ai țipat și ai urlat acolo, ce fel de fapt ai făcut? Am făcut un fapt rău. Și atunci când faci un fapt rău, ce trebuie să faci ca să te ierte mama? Să-și ceri iertare. Dacă tu o să-și ceri iertare de la mama, mama o să te ierte și o să vorbească cu tine. Cum zici? Îmi pare rău pentru ce am făcut. Și după ce îți pare rău, trebuie să-ți ceri și iertare și spui, mami, te rog, iartă-mă. Te rog, mami, că iartă-mă. Bine. Ierți? Bine, mama, te iartă, mama. Bine. Ce faci, mă? Păi nu aici, în mijlocul drumului. Bă! O să vedem ce faci tu. Încet, încet, năzdrăvanii își dau seama de greșelile făcute și învață că nu e bine să faci rele, mai ales că te poți alege oricând cu o porție sănătoasă de plâns. Rareș, uite-te la mami, ce zice mama. Pedeapsa s-a terminat acum, Rareș. Da? Alin o să vină aici și o să-și ceri iertare de la el, bine? Da. Că l-ai lovit. Da. Cere-ți iertare de la Alin, haide. Te uiți la Alin și spui, Alin, iartă-mă că te-am lovit. Alin, iartă-mă. Da. Păi spune-i, spune-i ca să te audă. Da. Zi iartă-mă, Alin. Da. Păi spune-i să te audă. Hai, hai spune. Ai zi, te rog frumos să mă ierți. Hai spune. Hai spune. Hai că nu-i greu. Hai. Hai. Acum. Iartă-mă. Că te-am lovit. Iartă-mă că n-a lovit. Îl ierți, Alin? Îl ierți. Ai că te iert, sigur. Gata. Și acum ceri iertare și de la mama, că și pe mama ai lovit-o. Iartă-mă. Te iert. Bun. Iartă-mă. În a doua zi de intervenție, mama are de respectat și ea regulamentul dat de supernenii, așa că pentru Rareș masa nu durează decât foarte puțin. Poftă bună! Îl fac cu tine. Nu, 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 nu. Aici, pe locul lui, stă. Hai, lasă-o pe mami să pape, ha? Nu accepti mofturile la masă. Vrei sau nu să mănânci? Nu țip, nu țip la el. Problema lui dacă nu vrea să mănânce, tu vezi de mâncarea ta. Bine, treaba ta. Măi, copile, e aceeași mâncare și acolo. Îți dai seama că nu e vorba despre asta. E vorba de faptul că vrea să-i acorde acum Alina atenție și doar lui. Mai mănâncă? Să vă fie de bine. Nu mai, a hotărât că nu mai mănâncă, să aduce, primească felul 2. Și nici nu-l iei în brațe, Alina. Și dacă am spus că Rareș este mai cu minte, e timpul pentru o reconsiderare. La masă, băiatul trebuie neapărat să se obișnuiască fără atenția exagerată a mamei. Termină, Alina, Alina, termină de pus mâncarea. Concentrează-te pe asta ca să poată mânca Alin. Că n-are el nicio vină pentru criza asta lui Rareș. Îl iei de aici, îl duci dincolo și închizi ușa la bucătărie, da? Haide. Gata. Și închizi ușa, Alina, închizi ușa. Gata. Hai, fugi dincolo. O poate deschide?
Perfect. Atunci te duci și te așezi la masă. Lasă-l, Alina, te duci și te așezi la masă. Face zgomot pentru că așa crede că e puternic. Lasă-l în pace. Acum mama mănâncă împreună cu Alin, care uite ce frumos mănâncă. Bravo, Alin! Nu-l lăsa acum să strice masă. Îl dai la o parte, pur și simplu, fără să-i spui nimic, fără hi, fără vai, fără au. Lasă-l, ce ai cu el? Fără să-l da? Dacă mai dai o dată, o să stai pe scăunel după ce termină mama de mâncat. Pe-i plină gura. Deci până când n-o să stea. Îmi pare rău, trebuie să mă ridic, că eu nu pot să mănânc. Și ne mulțumesc, Alin, că ți-a ținut companie la masă. Mulțumesc, Alin, că ai stat cu minte cu mama, da? Și la fel, așa cum am procedat ieri, îi spui pentru ce e pedepsit. Pentru că ți-a lovit. Că ai dat în mine și nu m-ai lăsat să mănânc. Îl ții de mânuță, să se liniștească. Aici, asta. Uite, vezi ce s-a întâmplat, Alina? Te-ai uitat la el într-un fel amenințător. Când i-ai spus aici stai, ai făcut ochii foarte mari și a fost amenințare pentru el. I-ai dat de înțeles că te enervat și uite, reacția lui e aceeași. Când tu te enervezi, e normal să fie și el nervos. Uite, i-am mâncat tot! Ai mâncat tot! Bravo! Și-a fost bună mâncarea? Da, bravo. Bravo, Ali. Ha, ai cer iertare de la mama. Iartă-mă. Ierți? Te iert. Hai să te pupe, mama. Gata. Și nu mai ești supărat acum, da? Nu mai sunt. De ce nu mai ești supărată? Fiindcă ți-a spus iartă-mă. Mama. Fiindcă te-a... Da? Fiindcă ți-ai cerut scuze la mama. Scuze. Da, mama. Așa. Poate seara va fi mai liniștită, iar pentru aceasta Super Nanny își ia măsurile de precauție și îi dă mamei explicațiile necesare. Așa cum am stabilit, te joci puțin cu ei, după care le spui o poveste. Pentru jocul de seară am adus niște cuburi cu care să vă jucați împreună. Sunt 6 imagini din 6 povești și am mai adus și niște cărticele. Începutul unei biblioteci pe care te sfătuiesc să începi să o faci, pentru că e foarte important la vârsta aceasta să li se citească și să li se spună povești. Nu numai că dezvoltă vocabularul, dar poveștile stabilesc și o legătură foarte puternică între voi. Și atâta vreme, exact, și atâta vreme cât se transformă lucrul ăsta într-un ritual, somnul o să fie mult mai liniștitor. Așa că stingi televizorul, în primul rând, și în timpul ăsta eu îți pregătesc cuburile și cărticelele, da? Hai, tu stingi televizorul. Totul merge bine, până la un punct. Totuși, băieții încep să înțeleagă că nu este de glumă și că vor fi mereu pedepsiți dacă nu o ascultă pe mamă. O să alegeți o poveste pe care să o faceți. Uite, sunt 6 povești. Pe cine alegeți să faceți în seara asta? Eu vreau Gretel. Hai, mama, îi ajuți și faceți împreună imaginea lui Hansel și Gretel. Cine nu se joacă frumos? Cine țipă și strică construcția? În pat, stă, nu se mai joacă. Rareș, facem povestea de acolo, da? Dacă nu, nu strigă. Dacă nu stăm pat. Dacă nu stăm în pat. Nu strigă. Trecem pat atunci. Nu ne mai jucăm. Te joci doar cu Alin. Lasă că se joacă numai Alin. Păi da. Aici stai, da? Așa. Bravo! Mama, ia uite ce a făcut Alin. Le-a pus pe amândouă. Le-a găsit Bravo, și le-a unit. Alin. Nu ai știut să te joci frumos. Ai stricat ce-a făcut mama, așa că în seara asta stai și te uiți la mama și la Alin. Mâine seară, dacă te porți frumos, te joci și tu cu cuburile. Da. S-a înțeles? Da. Așa că aici stai, nu te dai jos din pat. O poveste frumoasă și o rugăminte împlinită îi fac pe cei doi frați să fie mai ascultători, iar pe mamă fericită că seriile ar putea deveni de acum mai liniștite. Nif-nif, nuf-nuf și naf-naf au trăit împreună în căsuța cetate într-o armonie deplină. Cum se povestea? Da, Lucelușii, tu ai ales-o. Da, mă vreau. Mâine seară, altă poveste. Eu vreau aici cu purcelușul și să mă curez cu cartea de bu... Dacă îi rogi frumos pe purceluș, poate că acceptă, dacă îți dorești tu așa de mult să stea cu tine acolo. Vreau frumos purcelușul să vreau lângă de mine. Asta înseamnă că dacă noi venim lângă tine, tu închizi ochii imediat ca să putem adormi și noi. Vrei așa? Da. Perfect, atunci hai să dormim. Hai. Noapte bună, vă spune mama. Noapte bună, cap pe pernă.
vă spunem noi. În povestea de aseară era și un purceluș mai năzdrăvan, iar Alin se pare că a rămas cu gândul la el. Și pentru asta știe ce urmează. Tâmpitule, ce e? Îți fac! Fără Alin, hi, așa se vorbește. Fără hi. Ești pedepsit dacă vorbești așa. Treci pe scaunel, hai, la pediapsă. L-ai și luat, l-ai și luat. L-ai la pediapsă, hai. Tâmpate, tâmpate! Cinci minute, pentru că i-a vorbit urât lui Rareș. Mă-l mai luăm la magazin? În niciun caz, deci stăm. Alin nu va mai merge. Nu, o să stea cu tata. Uite, e un bun prilej să vedem cum se descurcă și tata cu el. Așa e. Nu, lasă-l, Rareș, el e pedepsit. Hai să spună mami. Sunt bucuroasă că tu ai fost cu minte de data asta. Ai vrut să te joci cu Alin, deci nu ai vrut să-i faci nimic, să-l lovești sau să-l îmbrâncești. Da, și Alin a vorbit urât, e nervos. Trebuie să-l lăsăm să-și facă pediapsa. Bine, mami? I-am înțeles? Da. Și pentru asta nu va merge nici cu noi la magazin. Tata, vină puțin, te rog. Eu i-am dat pediapsă la Alin. Noi ne ducem la magazin. Pe Alin nu-l luăm cu noi. Așa am hotărât. Și vezi cum se comportă și pe aici, pe acasă. Lasă-l împășc acolo, stăpână, veniți, cred că. Chiar dacă nu pare, să știți că tatăl este de acord cu regulile lui Supernanny, dar și cei mari mai fac greșeli, iar situația se poate remedia. Bună seara! Am sosit! Cu cine ești așa de veselă? De ce ești așa tu de veselă? Tu nu trebuia să te găsești așa la pediapsă? Am cerut scuze. De la cine și-a cerut iertare? Păi, ție ți-a făcut ceva sau lui Rareș? Față de Rareș, da, corect. Nu vezi? No, treci înapoi pe scaunul de pediapsă, hai. Trebuie să-și ceri iertare de la Rareș. Pe scaunul de pediapsă. Sau cere Nu, te rog frumos, lasă. Nu, nu de aici, te rog, lasă telecomanda. De pe scaun, mamă, ha. Lași telecomanda. Ha. No, stai cu minte și vii la Rareș. Acum, Alina. Așa. Iată, mama pute, mama pute. Cere la iertare, mama. Și-a cerut iertare. Da, te-ai cerut iertare. Nu, acum împăcați-vă, ha. Așa. Tata a dovedit că nu prea i-a păsat sau că nu a înțeles ce se așteaptă de la el. Dar băieții se împacă și înainte de a pleca, Supernanny lasă o temă părinților. A sosit momentul în care o să vă spun primul la revedere. Rămâneți singuri pentru 3 zile. Perioada de timp în care veți aplica regulile pe care le-am pus în funcțiune împreună. Am să încep cu o sarcină pe care am să ți-o las ție, Cornel. Vreau ca într-una dintre cele 3 zile să iei pe copii și să mergeți în parc. Și în timpul în care el este cu copiii în parc, vreau ca tu să faci ceva pentru sufletul tău. Da? Bun, eu vă las acum, am să-mi iau la revedere și de la băieți, vă țin pumnii și ne vedem peste 3 zile. Eu am să plec pentru 3 zile. Am încredere că tu o să faci fapte bune în cele 3 zile. Așa că i-am lăsat mamei încă o hârtie verde pe care tu să poți lipi animăluțe. Da. Da? Și știi ce îmi pare bine, Alin? Că de data asta putem să ne privim așa ochi în ochi și tu nu mai țipi, nu mai plângi și uite, poți să te țin și de mânuță. Da. La revedere. Hai. Acum, la revedere. La revedere, să rămână. La revedere. Pentru că a scăpat de eticheta de personaj negativ al familiei și pentru că i-au fost recunoscute și faptele bune, Alin a căpătat încredere în forța lui de a-și asculta mama. Rămâne de văzut dacă aceasta va fi suficient de fermă și de clară atunci când le va cere ceva copiilor și dacă le va evalua în mod obiectiv comportamentul. Prima zi fără Supernanny începe cu o plimbare Alin în parc. Și cum tata nu pare prea categoric, cei doi frați nu se simt amenințați. Așa că, să înceapă distracția! Vezi că nici n-apucăm să ajungem jos. Dacă faci treburi de-astea, da? Alin! Stai mă într-un loc, mă! Ia vino încoace! Ia vino încoace! Ce ți-am zis-o când am plecat de acasă? Spune, ce ți-am spus? Ia mișcă aici, lângă mine stai. Hai, dă-te jos de acolo. Hai, dă-te jos de acolo. Hai, gata. Tu dacă mai fugi așa ca bezmeticul, direct acasă te duc, ai înțeles? Spune, ai înțeles ce am vorbit cu tine? Ce faci, mă? Păi nu aici, în mijlocul drumului. Mă!
Nu aici, în mijlocul drumului, tu ești... Vino încoace. Spui mie când faci pișii. Spui mie când faci pișii, nu în mijlocul drumului. Hai, dă drumul la piș. E pișa pe tine, ce să mai faci? Uite. Uite. Uite, de ce nu spui? Nu, așa să stai pișat, până ajungi acasă. Și după o căzătură mai zdravănă și alte câteva năzbâtii, Alin și Rareș nu prea mai au chef de stat în parc. Ce să mai zicem de tată? Vino încoace, mă. Cine te-a pus pe aici? Cine te-a pus? Nu foarte bine. Vino încoace. Stai aici jos. Stai aici jos, nu mai plânge. Degeaba plângi, că tu te-ai urcat acolo. Ce faci, mă, și tu? Vino încoace. Vino încoace la mine. Hai că merem acasă, gata, că cu voi nu-i de stat aici. Ați ghicit! Alin revine la vechile obiceiuri și abia așteaptă o altă ocazie pentru a o supăra pe mama sa. Toate acestea spre deliciul tatălui. Fii atent la mama, am auzit că n-ați fost cu Minț în parc, n-ați ascultat de tata, n-ați stat lângă el, nu v-a jucat frumos. Pentru treaba asta o să primiți o bulinuță acolo la locul ei. Ai auzit, Alin? O să primești o bulină acolo la locul ei. Unde este? Pe viața. Și altă dată tata îi iei de mânuță și vii acasă cu ei. Păi nu mai stăm deloc în parc. Am venit după ce și-o rup capul. Asta fiindcă ai fost rău. Altă dată, dacă faci o faptă bună și ești cu minte, o să primești un animăluț. Ia vine aici. Treci aici. Nu închizi ușa, da? Nu închizi ușa. Te rog frumos. Dai păturica și treci la pediapsă. Treci pe scaun, Alin. Ridică-te. Păi, dar nu... Eu nu glumesc. Cum vorbește așa cu mama? Nu mă bate de mine, de mine, de pită! Bine, hai mici de acolo numai. Așa, de tu pită! Nu-i nimica pentru treaba asta, Alin, afară nu mai ieși. Vreau să scalul în cap! Bine, mamă, bine. Și alimanele le dau jos. Hai să îndrăznești, ha! Măscăriță te ies! Așa, eu măscăriță! Bine, nu eu pierd, tu pierzi, mamă. Tu nu mai vezi desen, tu nu mai mănânci dulciuri, tu nu mai bei suc, a luat mama și suc și de toate. Și iau și îngucici, o stai cături. Nu, cum vorbește, măi, tata. Azi îl facem măcelar. Tu glumești și râzi, dar nu-i de râs. Un copil nu trebuie să se comporte și să vorbească așa. Asta e clar. O să vezi ce stai eu cu sânge. Și pe tine te stai cu sânge și pe tine. Așa, să mor. Așa, vrei tu să mor? Da. Dar cine te spală pe tine și cine îți gătește și îți dă săpapi? Cu cine rămâi tu? O să vezi ce fac eu. Și ca să scape de pedeapsă, Alin pare să știe ce are de făcut. Dar oare crede ceea ce spune? Da, hai, ridică-te și cere-mi iertare frumos. Hai. Da, iar cu mămică pentru ce am făcut în poșa. Și ce ai făcut? Cum ai vorbit cu mama? Am vorbit urât. Foarte urât, nu urât. Și mai vorbește așa? Nu. După cum a învățat de la Supernanny, Alina dă explicațiile și acceptă o nouă provocare. Magazinul Battlevina, cel plin de amintiri neplăcute. Dacă cumva nu sunteți cu minți și nu ascultați și zbierați și fugiți de lângă mami, da, n-ai să primești nimic în magazin. Nu-ți cumpără mami nici o ciocolată, nici nimic. Și te iau de mânuță și venim acasă. Bine? Am înțeles? Da. Am înțeles, dar am cumpărat alea cu butoane. Am stabilit ceva. Bine. Hai. Acum mama știe ce are de făcut și chiar dacă acceptă unele mici compromisuri, toate sunt pentru un scop nobil. Na, haideți să alegem o mașinuță. Dar stați amândoi, da? Na, hai. Hai, Rareș. Aici. Amândoi. Amândoi. Hai, Alin, urcă. Dar eu nu pot să duc două coșuri, mama. Lasă-o acolo. Hai. Nu-ți mai cumpăr nimic. Așa, vrei să nu-ți mai cumpăr nimic? Hai, urcă acolo. Urcă. Amândoi, așa, că e loc. E loc. Așa, bravo. Amândoi. Alin. Nu, că zic că să mă mai fac așa. Eu e mai bine. Nu, hai sus acolo, ha. Ha. Așa. Și tu te uiți la mami, bine? Uite. Uite ce bine e și sus acolo, vezi? Gata, le-am împăcat pe amândoi copiii, ha. Da, nu mai comentăm, da? Da, când ia mămica salarul, îți mai cumpără o jucărie, mama, da? Da, le-a
cu ceas. Da, da. Cu ceas. Dar nu toată ziua, mamă, nu toată ziua. Dar da, ce cumpăr, mami, că mamă, ce grei sunteți, mami. Sunteți grei, pufuleți, vă ia, mama? Eu vreau aia, ciocolată de aia, cu ceasa. Ține-le acolo, lângă tine, da? Hai să le ia mama și o gumiță. O gumiță, fiindcă meritați. Ha? Nu, eu nu vreau de asta. Dar de care? Hai să-i o dăm la Rareș atunci. Rareș, asta e a ta, mami. Ce să-ți ia, mami? Niște ciocolate din alea? Cu cărticele? Cărticele. De asta? De asta? Așa. Și Rareș, tu o păjitură. Da, mami? O prăjiturică și o gumiță. Gata. Ajunge. Este ora de culcare și vremea pentru o nouă poveste. Nu merge totul cum a plănuit mama, dar cu siguranță aceasta a mai învățat să rezolve conflictele. Care vrea o poveste să-i citească mama? Eu vreau! No, atunci îi arăți la mămica care poveste? Îmi vrea pe alta, pe asta, am mutat că albă ca zăpada și cei 7 pitici. Asta, mama? Da. Care-i cu minte? Care ascultă la mama? Da, da. Ia să vedem. Tu vrei să pui capul acolo lângă Alin? Nu. Se poate sau nu vă mai citesc nicio poveste? Hello, se aude? Poți să citesc povestea? Atunci să taci din gură și să asculți. Trăia odată departe, într-un castel, o împărăteasă. Într-o zi, când afară ningea cu fulgi mari și jucăuși, din neatenție, împărăteasa se înțepă la un deget. Dacă nu taci, am gătat. Să nu-ți mai spun încă o dată. Însă împărăteasa a murit la naștere. La un an de la moartea împărătesei, împăratul își lua altă soție, foarte frumoasă, dar nu suporta să știe că ar putea exista altă femeie mai frumoasă ca ea. Oglinjoară din perete, oglinjoară. Cine e cea mai frumoasă din țară? Nu mai citesc nimic, absolut nimic. Tu treci la locul tău? Treci la locul tău, că sting lumina. Hai, și tu alea sus. Haide, ascultă ce zic. Hai, pune capul jos. Nu mă apucam. Hai, acum închidem ochișorii în momentul ăsta. Și gata. Nu meritați, nu vă mai citește mama atunci nicio poezie. Păi, nicio poveste, pardon. Păi ce? Pune capul jos. Acolo să stai, dacă te prind că mai ieși, să vezi ce pățești cu mine. Gata! În afară de mici nazuri, se poate spune că a treia zi fără superneni începe destul de promițător. Servus! V-ați trezit, mami? V-ați apucat de joacă cum v-ați trezit, da? Nu-i face rău, mamă, nu lovi. Hai să mergem la spălat, ca să putem să păpăm, da? Hai, mamă. Și dăm și la peștișori. Alin, dăm și la peștișori să pape și le schimbăm apa și le punem nisip. Alin, mă asculți? Gata cu joacă, ne ducem la spălat acum, hai! Gata! Sau, aproape promițător, igiena de dimineață este văzută de Rareș ca fiind un nou prilej de distracție. Unde e apă, sunt și năzdrăvănii. Tu asculti ce vorbește mama? Pune mâna și te spală. Spălați-vă, bine. Hai mă, răbdare! De ce trebuie întotdeauna să te ceri și să fiu numai cu gura pe tine? Nu-i nimic că Rareș primește ceva, primește un tractoraș acolo și tu nu primești nimic, la cât ai fost de obraznic. Și aseară și acum de dimineață, ha? Totul se termină cu bine, dar când vine vorba de răsplată, Alin vrea să își impună punctul de vedere. Băiatul se simte nedreptățit. Bravo! Vezi, Alin, că n-a fost greu? Vezi, mami? A trebuit să mă super prima dată, păi da? Cum? Bravo, copilul, mama! Acum, cine a fost cu minte, primește ceva aici, în parcare. Iau camionul ăla de la un tractoraș. Ui, ce frumos e și mic ca tine, mami. Și tu, Alin, nu vrei o zebră? Nu? Mama, nu, vreau din ăsta. Vrei din ăsta? Da. Și să-i dăm Rareș. Ce zici și la Alin? Hai să-i dăm și la Alin de la tine, dacă tu vrei un tractor. Nu, uite la camionul ăla cu butoaia. Camion, da. Aha, hai. Fiindcă te-ai spălat până la urmă și ai fost cu minte, te premiază mama și pe tine. Te uiți ce face mama? Alin, ia hai la mama puțin. Mama, nu sunt după de ce, mama? Că tot nu mai pot eu ăla cu butoaia la mare.
Care? Dar nu trebuie să te enervezi și să vorbești urât, mama, pentru asta. Diana cu butoi care aduce butoiul la mama. Hai, arată-mi. Care? Diana cu butoi. Care butoi? Nu-mi pas. E bine, atunci am nimic. Vii să-mi arăți care? Unul mare, un butoi. Eu nu știu care. Nu știu, nu văd. Hai, arată-mi tu. Care? Ăsta? Dă-i drumul de aici, hai, gata! Acolo să stai, dacă te prind că mai ieși, să vezi ce pățești tu cu mine, gata! Ui, mă, ce figur face cu mine, mă, tatăsu! Care cu butoi să-i dau? Ce face cu butoaile lui? Nu știu, așa e el nervos, îi se pune pata dintr-o dată și gata, nu mai am ce discuta. După 3 zile de absență, Super Neni se întoarce în familia Solomon pentru a vedea ce au făcut bine și ce nu părinții în lipsa ei. Bună! Bună, Luca! Ce faceți? Uite cu copiii. Da. Bună, Rareș! Eu iau comodul la pală. Cum spui la cantina, Luca, mă? Ceau! Să rămână, nu ceau! Este momentul ca Super Neni să analizeze cele întâmplate și să le dea părinților ultimele sfaturi. O să vedem mai întâi cum a reușit tata să rezolve tema pe care i-am lăsat. Hai să vedem ce s-a întâmplat în parc. Nu mai cu așa! Alin! Stai, mă, într-un loc, mă! Ia vino încoace! Ia vino încoace! Ce ți-am zis când am plecat de acasă? Spune, ce ți-am spus? Ia mișcă aici, lângă mine stai! Hai, dă-te jos de acolo! Hai, dă-te jos de acolo! Hai, gata! Cornel, ai fost nemulțumit de felul în care s-a comportat Alin. I-ai spus lucrul acesta, dar nu ai luat nicio măsură. Ți s-a părut normal felul în care s-a purtat? Deci a fost un comportament al lui normal. Eu de acum nu o să mai fiu atât de indulgentă. Am observat că, dintr-un anumit punct de vedere, ți-ai schimbat atitudinea. Ai reacționat bine și atunci când ți-a vorbit urât și l-ai așezat pe scăunel, dar nu i-ai spus cât timp trebuie să stea pe scaunel. M-am gândit și eu la treaba asta, dar era prea târziu, eram prea nervoasă. Asta e problema, că erai nervoasă atunci când iei astfel de decizii. Exact. Și a doua greșeală pe care ai făcut-o, nu ai ignorat cuvintele urâte pe care ți le-a spus și mai mult decât atât, te-ai antrenat într-un dialog cu el. Adică el îți spunea ceva, iar tu îi răspundeai. Exact. Așa e, am greșit. Bun, să vedem acum ce s-a întâmplat la somn. Nu mai citesc nimic, absolut nimic. Tu treci la locul tău? Treci la locul tău! Că sting lumina! Hai! Și tu alea sus! Haide! Ascultă ce zic! Hai! Pune capul jos! Nu mă cald! Hai! Acum închidem ochișorii în momentul ăsta! Și gata! În primul rând, ai uitat de joc și nu ai fost suficient de fermă cu Rareș. Ai fost doar nervoasă atunci când ai văzut că el nu ascultă povestea. Și s-a văzut asta și el a simțit lucrul acesta. Ai fost nedreaptă față de Alin și doar nervoasă cu Rareș, pentru că mare lucru n-ai obținut. Și altceva, de ce ai închis ușa? Ca să nu-i mai auzi? Nu, ca să se liniștească și să se pună la culcuș. Amândoi, în întuneric, să se liniștească. Din nou în ochii lor a fost interpretat ca răzbunare. Aha, nu m-ați ascultat? Bine, vă arăt eu vouă. Vă sting lumina și vă închid ușa. Acestea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le comunic. De voi depinde acum în continuare dacă veți mai aplica sau nu veți mai aplica regulile și dacă veți mai folosi sistemul de recompense, care, după părerea mea, funcționează atâta vreme cât este folosit în mod rațional. Cum să nu? Le vom folosi. Să-mi iau la revedere și de la băieți. Hai că plecă cantina, Luca, hai. Hai să-i spune să rămână. La revedere! Ia un tractor, că mă loc. Un tractor? Un tractor acolo în parcare? Da. Da? Dau că ești cu minte, ai văzut că mama îți spune multe tractoare în parcare. La revedere, Alin! Mulțumim frumos! Mulțumesc! Mă lași să pup un Alin, un obrăjor? Și celălalt obrăjor? Vă las! La revedere! La revedere! Sper că v-am putut fi de folos! Și... mă repar! Atenție la timpul de pedeapsă, da? Da! Bine! Vă las! La revedere! La revedere!
Gestionarea timpului de pedeapsă, claritatea sarcinilor și consecvența sunt aspecte asupra cărora mama mai are de lucru. Doar în felul acesta, Alin va fi convins că regulile nu se negociază și că mama deține controlul. Ea recompensează și ea sancționează.